am găsit! Dragii mei, fetița mea m-a cerut chiftele. Așa că astăzi vă arăt rețeta mea de chiftele. Haideți să vă arăt ce băgăm noi la chiftele. Dragii mei, eu am pregătit aici tot. Ca să... Asta și vă spun imediat. Noi avem jumătate de kil de carne tocată de porc. Jumătate de kil. Eu fac din jumătate de kil, voi faceți dintr-un kilogram, din cât vreți. Eu fac pentru Miriam, că Miriam a cerut chiftele. Am pus jumătate de kil de carne de porc, am tocat 3 căței mari de usturoi, jumătate de ceapă și o legătură de pătrunjel și am avut o roșie mică care le-am tocat mărunt și le-am pus aici. Și uitați-vă aici, carnea, vedeți că nu i-am amestecat, numai le-am tocat și le-am pus peste ca să vedeți voi. Uitați, așa arată, e carne proaspătă, măcinată, de porc, foarte bine arată. Bună ziua, vă salut și eu, ca să nu stăm foarte mult timp aici, pentru că în continuare suntem răciți, am zis să toacem mama înainte totul și abia apoi să filmăm, dar v-a spus cantitatea și ingredientele. Deci noi facem din atâta, voi faceți din cât vreți. Bineînțeles, punem condimente după gust, sare, piper, dacă mai vreți, uitați, ăsta e praf de usturoi, o să mai pun, că am pus 3 căței proaspăt, o să mai punem un pic de praf, că mie îmi place usturoiul și ăsta e bun, sănătate, vedeți, am pus praf de usturoi, punem un pic de piper, așa, după gust. Faceți, nu după cantitate, după cum vă place vouă. Și o să pun un pic de sare. Numai vreau să vă arăt, vedeți, eu am pregătit aici, am mai mult. Aici am 3 felii de franzele, aici mai am 3 felii. Eu prima dată am muiat în apă, o storc, amestec, văd cum e compoziția. Dacă compoziția se leagă bine, o las cu 3 felii. Dacă nu se leagă, mai pun, dar nu-i sigur că pun, că nu vreau să fie numai pită, să nu aibă carne. Și acum, cum v-am spus, eu bineînțeles m-am spălat pe mână, că le-am pregătit aici înainte, nu prea are apă, eu nu atâta că am dat un jet de apă, starcem pita și punem peste, așa, pită moiată, asta se face la chiftele, doar știți foarte bine, alții pune pesmet uscat, dar cu pită e mai gustos, credeți-mă, și are miezul mai pufos. Și ouă nu pui? Ba, pun și un ou. Deci prima dată punem pita, așa, o storc, ați văzut că le-am stors de apă, nu prea are apă multă, dar eu le-am stors atât. Așa, ăsta luăm de aici. Și aduc și eu. Dragii mei, vă spun încă o dată ingredientele la chiftele. Ca să vă iasă chiftelele pufoasă, puneți pită moiată în apă sau în lapte. În ce aveți? Eu am pus în apă. Dragii mei, am pus jumătate de kil de carne tocată, jumătate de ceapă, jumătate, 3 căței de usturoi, am pus jumătate legătură de pătrunjel. Uitați, aici mai avem jumătate legătură de mărar. Acum sunt așa legăturile micuțe, nu sunt mari, că e iarnă, nu-i vară. Am pus sare, piper și punem 3 felii de pită moiată în apă și 2 ouă. De roșie n-ai spus. O roșie micuță am avut în frigider, am tocat-o foarte mărunt și am pus acolo. Aia nu e obligatoriu, aia e opțional, dacă doriți. Deci aia nu... Eu am avut-o și am zis să nu mai stea acolo, am pus-o că o face mai zămoasă, știți? De-aia am pus-o. Dar nu că trăbănea. Asta numai dacă vreți voi să o puneți, nu e obligatoriu, vedeți? Uitați, am tocat mărarul, am pus peste, punem tot de aici, că aici o să punem chiftelele. Acum spargem 2 ouă, așa. Și
și aici am eu ceva condiment de legume, v-am mai arătat, v-am mai spus, punem puțin peste, nu foarte mult, după gust, și acum musai să amestecăm cu mâna. Uitați, trebuie să amestecăm pita foarte bine, să se amestecă cu carnea, cu ou. Și asta este compoziția noastră de chiftele. Deci v-am spus, carne, pită, ouă și condimente, ceapă, mărar, sare, piper, ce aveți acasă. Și să vedeți ce chiftele pufos vă iese și gustos și foarte bun. Și chiftelele, bineînțeles, puteți mânca cu cartofire, cu sos de roșii, cu ce doriți voi pe lângă să mâncați. Eu v-am arătat acum numai chiftelele. Acum ce facem lângă, asta încă nu m-am hotărât. Dar asta o să fie postată rețeta de chiftele a lui Margaret și sperăm să vă placă. E o rețetă simplă, destul de rapidă și garantăm că este și foarte gustoasă și vă invităm cu drag să o încercați. Și uitați-vă aici ce bine arată compoziția. Și după ce am amestecat foarte bine, acum să vedem dacă se leagă, că trebuie să se lege, să nu se împrăștie. O să formăm, da, se leagă, nu se împrăștie. Uitați, punem aici așa, așa, chifteluțe, vedeți? Nici mari, nici mici. Le facem așa, rotund. Și cât ne iese? Iese destul din jumătate de chil. Ați văzut, am băgat 3 felii de pită din aia de franzelă, cam cât a avut o felie? Nu știu. Să zic, 200 de grame, toate 3 feliile. Nu, mai mult. Dar felii mari, mami. Păi mai mult de 200, 250, no. Poate. Deci după, dragii mei, eu n-am cântărit, eu pun după ochi, v-am mai spus, uitați ce bine se leagă compoziția, ce bine arată, arată-le să se vadă, uite așa arată, miroasă foarte bine, v-am spus, gustați, dacă mai are nevoie de sare, piper, puneți, dar să simte usturoiul, noi nu vrem să fie foarte tare condimentat. Să simte și condimentele. Și mărarul dă un gust, da, extraordinar. Așa chiftele, că o formăm biluță, așa, nici mari, nici mici, și le punem pe tocător și atunci pregătim uleiul și numai le prăjim. Și așa arată chifteluțele noastre. Și să vedeți ce zămoasă îi și ce miez are și ce gustoasă îi. Și cum v-am spus, se poate mânca cu orice. Le formăm și numai le prăjim. Deci continuăm să facem chifteluțele, după cum puteți vedea. Deci, dragii mei, uitați, deja avem câte? 4, 8, 12 bucăți. Și uitați cât compoziție mai avem să facem. Așa că din jumătate de chil de cărniță, și ați văzut că eu n-am pus foarte mult pituță, dacă voi vreți, puteți să puneți. Puteți să mai puneți, dacă aveți pe zmeu. Îi ajunge, mami, suficient. Să nu le fac tot? Nu, e suficient pe smet și pâine cât ai pus, că nu poți să pui mai multă. Păi nu, depinde, dacă vrei poți să pui, mânci cum apită, nu mai mânci carne. Păi aia zic, că nu se pune... carne. Vai, dragii mei, așa de greu ne trece răceala asta, că așa ne-am săturat deja, dar nu mai putem, abia apucăm să ne treacă, că ne-am săturat, credeți-ne. Uitați ce fain le facem, eu zic că nu e nici mare, nici mică. Acum nu stăte la fel, egale, că nu sunt cântărite, așa, cât de cât. Și imediat gat și numai le prăjim, dragii mei. Și să vedeți ce chifteluță bună o să avem noi. Na, mai o să avem aici 4. Hai să fac un pic de loc, să mai punem încă un rând. Vedeți? Aici mai pun un rând, încă 4. Și cât avem, Maria, numărele? Că nu, asta acum le numărăm. Păi numărele acum. Cât avem ale noastre? Nu,
Dragii mei, nu vă dăm chiftele. Doamne. Noi acum ce rost are să le numeri? Păi da, eu tot timpul le număr cu tată tău. Păi bine, dar nu suntem la spital, nu dăm porții suntem, la cantină. Tatăl mă păcălește tot timpul. Zice că sunt mai multe, mai puține. Că eu le număra, ba mai mult, ba mai puțin. No, gata. Da. Deci avem 1, 2, 3, 4, nu, 5, 24, nu? Nu știu, mami. Eu nu le număr. No, bine, hai. Asta le. Deci, dragii mei, m-au ieșit 24 de chifteluțe, nici mari, nici mici. Așa arată. Eu zic că potrivite, nici mari, nici mici nu sunt. Foarte gustoase. Le-am pregătit, numai le prăjim în baie de ulei, dragii mei, și pe o parte și pe aia altă până să rumenesc. Și o să vinim cu rezultatul, să vedeți ce chiftele bun o să facem. Și mergem și să le prăjim. Spus, da, cum v-am spus, merge cu orice. Puteți să mâncați numai cu pituță, puteți să mâncați cu ketchup, cu pireu, cu ce vreți voi lângă, puteți să le gustați. Mi-am pregătit aici ulei, baie de ulei, ca să introducem chiftelele care le-am, să văd, e fierbinte, da. Uitați, uleiul este fierbinte, punem chiftelele în ea. Cât intră, acum nu știu cât o să intră, dar o să intră destul. Atât. Cred că ar mai intra una. Atât. Nu băgăm mai mult și lăsăm să se facă la foc încet. Le prăjim și pe o parte și pe partea aia. Le scoatem pe șervețel. O să pregătesc un șervețel. Și, dragii mei, noi mâncăm cu pituță și cu sos iute. Voi mâncați cu ce doriți. Deci am întors și pe partea cealaltă. Priviți cât de bine arată. Acum l-am scos-o. Urmează cealaltă și după care o vom servi, vă vom prezenta cum o servim noi. Sperăm să vă placă. Dragii mei, uitați-vă aici, mi-a ieșit un platou mare, mare de chiftele. Le-am prăjit foarte bine. E foarte, foarte gustos. O să iau una să vi-l rup, să vedeți ce bine arată înăuntru. Uitați-vă aici. Așa arată înăuntru. Uitați că e caldă, e fierbinte, e pufoasă, zămoasă. E foarte, foarte, foarte bună. Uitați ce zămoasă e. Nu se focusează, în fine. Foarte bun. Cu un sos, cu pită. Mere extraordinar, nu vă mai trebuie nimic lângă. Puteți cu murături, puteți cu cartofi, cu sos, cu ce vreți voi. Noi mâncăm așa cu sos și cu pituță și atât. Nu mai stau să fac nimic lângă ea, fiindcă avem foarte mult, nu o să mâncăm atâta, că am făcut 24 de bucăți, gândiți-vă. Așa că asta este rezultatul, e foarte gustos. Cum v-am spus că am mai gustat-o și am rupt ca să o vedeți și voi. Este nemaipomenit. Încercați. Cu siguranță o să vă placă. Chiftele știe să facă toată lumea. Dar v-am spus, secretul, să puneți mes de pită. Dacă o moia și în lapte, o să iasă mezul suculent și gustos. Depinde și condimentul care puneți în ea foarte mult. Deci vă iese niște chiftele extraordinare și v-am spus cald, așa, cu sos, mere, perfect. Nu rămâne, dragii mei, decât să vă spun să faceți și voi, să vedeți cât e de bun, că chiftelele cui nu-i place, la toată lumea îi place chiftelele. Acum, hai să fim serios, e din carne, nu-i din acela. Așa că e foarte bună, e foarte gustos, se face rapid, încercați și voi. Dragii mei, eu vă doresc poftă bună, vă urez un an nou fericit, să fiți sănătoși
să vă iubiți, să vă respectați unii pe alții și să fim mai buni. Un an nou cu binecuvântări. Vă doresc poftă bună și vă spun la revedere. La revedere. Pupici.